fost controlată. E bine. Continuă break-ul, controlează sau ține sub control bila albă, consumă și singura bila roșie din jumătatea inferioară. Îmi pare un unghi destul de bun la bila maro. Dacă nu i-ar conveni acest unghi, iată, se putea, ar fi putut ataca bila 25. Galbenă. Are șanse. 9-5, 9-6 și presiunea va fi pe Maguire. Da, nume foarte cunoscute nouă, dragi prieteni, și lovitură pozițională extrem de slabă. A știut de la bun început că a ratat poziția. Final de break. Obligat să ducă bila albă în jumătatea inferioară. Blochează jumătatea dreaptă de masă, un lucru bun. O idee să mai fi rulat sau mai încet. Spuneam nume extrem de cunoscute nouă, dragi prieteni, eliminate de Luca Brusel în drumul spre tabloul principal acestei ediții de campionat mondial. Ian McCulloch, Barry Pinches, Michael Holt și Mark King. Superbă lovitura de distanță a lui Steven Maguire. Are o lovitură grea acum la bila neagră, pentru că distanța e mare între bila albă și bila neagră, iar bila albă este apropiată de mantă. Este și drept pe buzunar. Asta contează mai puțin pentru lovitura pozițională. Uite că a contat foarte mult. Ar fi putut fi un stun shot de intensitate medie și atunci probabil ar fi putut ataca cea mai apropiată bilă roșie de buzunarul superior drept. Ar putea să fie nevoit, nu s-ar putea, sigur, dacă vrea să atace, va ataca buzunarul de mijloc din partea stângă. Riscant, dar scorul îi permite. E bine. E foarte bine, în ciuda faptului că a șters ușor marginea superioară a buzunarului de mijloc. Iată. Asta înseamnă postavul bun, ca bila să alunece și nu să fie aruncată de acolo de cauciucul mantei.
A rulat insuficient bila albă și cred că îi va fi greu să micșoreze distanța după lovitura următoare dintre bila albă și bila roșie. Cea mai apropiată de manta laterală din partea dreaptă pentru buzunarul superior stâng. Nici aceasta nu pare să aibă un culoar lejer. Tur de masă, complicat. Complicat, dar nu imposibil, ba chiar prea mult a rulat bila albă pentru acea bila roșie pe care a vizat-o Steven Maguire. Pare să că este pauză la masa a 2, pauza primei reprize. E 4-0 în favoarea lui Matthew Stevens în fața lui Marco Fu. Aici Steven Maguire continuă break-ul. Ar trebui acum să vină prin stânga bilei roz. Nu e rea poziția la bila verde. Unghiul nu-l prea avantajează. Bila albă atacată. Iată. Contraefect. Da, are continuare, dar este grea, de aceea a rămas așa contemplativ Steven Maguire. Va fi obligat să apeleze la sprijin, iar dacă există un jucător în circuitul mondial care să urească pur și simplu acest accesoriu, cred că Maguire este primul, dacă ar fi să luăm intensitatea sentimentului față de sprijin. Și aveți și răspunsul de ce. Steve Maguire, 26. Thank you. Luca are șansă să atace buzunarul superior stâng. Vede și unghiul de buzunar. Interesează mai puțin lovitura pozițională. În forță, foarte bine. Dacă a rulat prea mult, ce să fie? Nici unghiul la bila verde, nici unghiul la bila galbenă nu l-avantajează. Iată cât de ușor schimbă mâna. O vitură cu mâna stângă. Trebuie să iasă între bila roz și bila neagră. Super! De asta e păcat. Dar vă dați seama ce jucător va deveni Luca în 3-4 ani, dacă își va menține seriozitatea. Dacă se oprește înainte de buzunarul verde, e foarte bine. E foarte bine. Cred că a vrut carambol cu bila roșie. Oh, nu. No. Nu, dacă forțezi atât de mult buzunarul și lovitura, nu ai vreo șansă. Da. Stai jos pe masa de antrenament, că nu te vede nimeni, nici măcar antrenorul. Pentru că și acesta ar fi supărat că te-ai gândit să lovești astfel. Atât de puternic și fără pic de control pe bila albă. E ok. Nu cred că Maguire va risca o tăietură fină la buzunarul superior drept. Mai degrabă bila albă în spatele bilei negre. Acolo a jucat, dar nu a reușit să obțină snucărul.
Luca rămâne să vadă dacă Bilaroșe va avea traiectoria liberă spre buzunar și, ținând cont de cât de lejer a jucat până în acest moment, va ataca buzunarul galben. Da. Dacă nu comite fault, e bine. E bine pentru că reușește snucărul cu noroc și a cerut scuze. A cerut scuze lui Steven Maguire. Din mantă iese. S-ar putea și Steven să reușească la rândul snucărul, ceea ce cred că se întâmplă. Aduc, a vrut să ducă bila albă în spatele bilei negre. Încercat și Maguire un snooker în spatele bilei roz. Îi lasă extremitatea dreaptă de atac lui Luca Brasel. Luca, cred că vede și unghiul de buzunar, da, sigur. Ia să vedem poziționarea la o bilă colorată. Catastrofală. Trebuie să joace un snooker acum. Orice altă lovitură ar fi sinucidere. Luca Brasel 1. Are 9 puncte avans cu 27 maxim disponibile. Cu două mante. Ia să vedem, să vedem. Foul și ratare va merge înapoi bila albă. Da, cerere facerea poziției. Era prea departe cu bila albă de bila galbenă pentru a încerca să atace bila galbenă la buzunar. Din nou ieșire cu două mante. Este într-o poziție de siguranță bila galbenă, dar ușor atacabilă și Luca poate face ce dorește. Cu aceasta încearcă să ducă bila albă în spatele bilei roz. Este snooker, dar Maguire poate ieși ușor din această poziție. Iată, cu efect de ocolire, dar e ușoară poziția. Nu știu dacă... Da, snooker complet prin intermediul bilei albastre. Și poziția lui Luca este grea pentru că bila galbenă se află în în câmp deschis. Joacă cu două mante, ratează. Steve Maguire 4. Îi lasă poziția lui Steven Maguire. Dar cred că Steven se uită la tabelă și cred că va ataca. Pentru că are o șansă mare de a închide acum meciul. Are nevoie inclusiv de bila roz. Va fi 9-5 fără îndoială. Luca are nevoie inclusiv de bila albastră. 2. Bila maro nu se află pe punctul ei, dar poziția este foarte apropiată de punctul de poziționare, așa încât ieșirea la bila albastră nu ar trebui să constituie o problemă, ceea ce s-a întâmplat. 9-5, Maguire, evident nemulțumit, a avut șansă de a închide meciul puțin mai devreme, nu a făcut-o. Luca Brasel își mai adaugă un joc la zestrea deja existent. Este 9-5 în favoarea scoțianului. Noi facem o scurtă pauză, dragi prieteni, și vom reveni cu jocul 15 dintr-un maxim posibil de 19, dar puțin probabil.
Picate tolu. Pasau. Pasau, pasau, pasau. Atenție în spate, mă. Nei. Nu, 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 nu. Calm, calm, calm. No. Ur, ur, ur. Ce șutu, mă? Follow the score of your favorite team live and find the latest results and features with Eurosport's live score. With Eurosport.com's free application available on tablets and smartphones, gain access to all the articles and videos from Eurosport.com, plus get the latest news in real time. Check out the latest results, fixtures and tables and follow your favorite sports events live. Mai departe, disputa Steven Maguire, Luca Brasel, jocul cu numărul 15 după 14 jocuri, conduce Maguire 9-5, scoțianul mai are nevoie de un singur joc pentru a completa meciul. Lovitura de deschidere acestui joc 15 aparține belgianului Luca Brasel. Îi lasă poziția de atac lui Steven Maguire dacă reușește la lucrarea de distanță. Are mari șanse să închidă meciul. N-a jucat o lovitură de intensitate medie pentru a rămâne la bila neagră. O lovitură la două capete, poziție bună la bila galbenă, la bila roz. Unghiul este mai favorabil la bila galbenă. Pe bila verde este mai drept, dar poate ieși pentru bila roșie din stânga bilei roz. Prea puternic. Și-a dat seama că a lovit prea puternic Maguire. Da, da. Vrea să comită fault, să lovească bila albă. N-are cum să continue. A fi obligat să și acea lovitură de siguranță sau fantezist poate încerca o lovitură combinată acolo. Nu cred că își permite. Maguire vrea să termine cât mai repede. Știe că nu este... A jucat lovitura combinată. Unde este bila albă? Fault. Vrea să termine cât mai repede meciul. Știe că nu este în formă și cu orice joc prin intermediul căruia Luca Brasel se apropie de el, presiunea va crește pe Steven. Și atunci și îndoiala. Un nou fault. Mă rog, bine că are posibilitatea sau mai are puterea să zâmbească după două faulturi consecutive, a spune. Iarăși ratează Brasel. Este a doua lovitură pe acest buzunar dintr-o poziție, cum se spune, ball in hand, pe care Luca o ratează. Cei doi parcă nu au reușit să se concentreze, să se adune pentru această sesiune decisivă. Seven, thanks.
8. O nouă șansă pentru Maguire. Bila roșie de lângă bila neagră, ce este bila care îl preocupă foarte mult pe Steven Maguire. Nu știu dacă unghiul este cel mai bun și depinde foarte mult în ce măsură va reuși să evite carambolul cu bila neagră. Nu știu dacă are unghi acolo, dacă are... Da, va fi ieșire din manta laterală de partea dreaptă pentru partea stângă a mesei. A pus și efect lateral dreapta pe bila albă. Da. 19. Doar că de această dată a rulat prea mult bila albă. Oricum, mult mai bună poziția. S-ar putea să dorească... Intem carambol? Nu. 20. Lovit bila roz. Cred că poate vedea unghiul de buzunar al bilei roșii din dreapta bilei roz. Dragi prieteni, pentru aceia dintre voi care nu știu, ne puteți contacta și pe Facebook la adresa facebook.com/Eurosport România. Văd că Gabriel are... Atenție! Bila roșie rămâne în apropierea buzunarului. Nu cred că avea unghiul de buzunar disponibil, de aceea poate ar fi trebuit imprimat puțin mai mult sau mai mult efect bile albe, mai mult efect bile albe. Șansă bună pentru Brussels de a aduce scorul la 9-6 și dacă o va face, gluma pentru Maguire începe să se îngroașe. Repede să-i răspund lui Gabriel. Da, avem... arbitrii de snucăr în țara noastră, doar unul dintre ei a scos capul, să spunem așa, la lumină. Iată o lovitură combinată pentru buzunarul de mijloc din partea stângă. Este vorba de Alex Cristian, dar așa cum am spus-o într-un comentariu dintr-o zi precedentă, sacrificiile pe care le face Alex sunt foarte mari. Deocamdată totul se rezumă la... Nu. Așa nu o să-l învingă vreodată pe Maguire, cel puțin nu astăzi. Toate costurile deplasărilor și așa mai departe se fac pe bani proprii. El trebuie să-și găsească neapărat un sponsor. A arbitrat câteva meciuri la etapele de Player Tour Championship. Nu, n-a ajuns până la calificări de la campionatul mondial. Asta cu participarea la ediția viitoare, dragă Dorin, rămâne de văzut. Oricum, punctele de care va beneficia Luca, 2800 la număr, îl vor ajuta foarte mult să sară în clasament de pe poziția 87. Cu atât mai mult cu cât, începând din sezonul următor, vom avea 99 de jucători prezenți în circuitul mondial, iar din sezonul celălalt vor fi 128. Cu alte cuvinte, la sfârșitul sezonului competițional 2012-2013, nimeni nu va fi eliminat din circuitul mondial, ba mai mult, vor veni alți 29. De jucători,
fiecare are șansa lui. V-am enumerat numele de care a trecut Luca pentru a ajunge la această ediție: Ian McCulloch, Barry Pinches, Michael Holt și Mark King. Jucători care au fost prezenți în pe micul ecran, final 60. De break pentru Maguire, sunt doar 37 de puncte diferență cu 59 maxim disponibile. Încă nu este tranșat jocul și evident nici meciul. Mamenizabila galbenă va fi o lovitură de siguranță pentru Steven Maguire. 60. Nu. No, e băgat. Nu joci așa la campionatul mondial. Asta este joc de... de club, de... am mai spus, de antrenament. Prea puternic a lovit și Maguire. Parcă Maguire nu vrea să câștige la acest scor, iar Bressel dorește să fie învins cu 10-5. Iată cum pierde bila albă de sub control Maguire. Dar a fost bila de meci, dragi prieteni. Diferența în acest moment este de 46 cu 43 maxim disponibile. A nominalizat bila roz. Prefera să joace o lovitură de siguranță. Și Luca Bressel vine la masă pentru un snooker. Condițiile în care... puțin mai devreme i-a oferit bila pe tavă, bila roșie, de care avea nevoie, coroborată cu o bilă colorată lui Steven Maguire. Gata, s-a terminat. Maguire este în optim, foarte greu. Dacă ar fi să ne luăm după acest meci și să-i judecăm evoluția, aș spune neconvingător, dar... un joc nu seamănă cu celălalt, da, păi un meci, da, păi o zi. Joacă de toți banii, cum se spune Luca Bressel. Patru snucăre. Primul snucăr, nu știu dacă vă obține și punctele, are la îndemână o lovitură cu efect de ocolire. Gata, s-a terminat. Luca Bressel a pierdut onorabil. Compatriotul său, Olivier Martel, îl felicită pentru acest debut și cred că acest lucru trebuie să rămână, dragi prieteni. Oricum va rămâne în istoria campionatului mondial ca fiind cel mai tânăr participant pe tabloul principal al unei ediții de campionat mondial la 17 ani și o lună. Maguire merge în optim după victorie 10-5 în fața lui Luca Bressel. Dragi prieteni, vom lua o scurtă pauză publicitară și vom reveni cu imagini de la masa numărul 2, acolo unde se află în desfășurare repriza a doua din prima sesiune a disputei. Matthew Stevens, Marco Fu, după prima repriză, galezul Matthew Stevens conduce 4-0.